Astăzi la ora de cripto. haideți să vedem ce se mai întâmplă în piața cripto. o să vedem dacă Bitcoin și Ethereum mai au putere să pompeze de aici deoarece curând se vor deschide și bursă și vom vedea volatilități și mai mari și cum putem uh, profita de această volatilitate până mâine și o să vă arăt și tradurile mele. Nu uitați să faceți gălăgire în algoritm, un like, un comment mă ajută foarte mult. Hai să-i drumul! Bitcoin sare de 43.800 de dolari, Ethereum este peste 2300, vedem cu o creștere de 5% în ultimele 24 de ore și când urcă și ADA înseamnă că alt chiar ar trebui să urce este la plus 19% în ultimele 24 de ore și vedem că alt performează foarte bine exact cum ne-am așteptat noi. Mergem mai departe. Piața cripto în acest moment este la aproape 1,6 trilioane de dolari la următorul prag important de Fibonacci și vedem că piața cripto încă mai are de urcat, dar totalul arată chiar foarte bine în aceste momente. Mergem mai departe, total 2. Total 2 este la 731 de miliarde de dolari în acest momente. Sunt pe trei zile și putem vedea că a ajuns la următorul prag la care ne așteptam la 740 de miliarde. Altconele ar putea să pompeze și mai mult de aici spre următorul target. Bineînțeles, nu vom merge instant, dar ar putea să vedem, să vedem ceva de genul acesta. Stăm un pic pe aici după aceea să mergem. Da? Total 2 arată foarte bine în aceste momente, pragul, pragul următor este la 913 și chiar un trilion de dolari. Mergem mai departe și putem vedea că în sfârșit urcă și Total 3. -ul. Total 3 sunt microcapurile capurile celelalte altcoin-uri în afară de Bitcoin și Ethereum. Și această piață este la 446 de miliarde de dolari în aceste momente. Și dacă vă spuneam că Total 3 are lag față de Total 2 și Total 2 are lag față de Total, da? Toate ori, uh, trebuie să meargă în, într-o anumită ordine. Am văzut că a pompat toată piața cripto, în special Bitcoin, mai apoi a început să urce total 2 și în acest moment este timpul și pentru total 3. Și total 3 de când a spart această rezistență de aici, da, partea superioară a acestui dreptunghi. Mergem mai departe, vedem că deja a ajuns la următoarea rezistență. Dacă total 3 va sparge și rezistența asta de 450 de miliarde, astăzi mâine poim dacă va trece de 450 de miliarde de dolari, de aici ar putea să pompeze și mai mult. Spre următorul target care ar trebui să fie undeva spre 483 și 600 de miliarde, cam acolo este următorul target pe total 3. Deci este timpul pentru altcoinuri în aceste momente în piața cripto. Și hai să vedem ce se întâmplă cu Bitcoin. Bitcoin este la 43.700 de dolari. Uh, și dacă nu sunteți pe grupul meu de Telegram, aveți linkul în descrierea videoclipului și în primul comentariu pind și acolo am postat mai multe uh, despre ce se întâmplă și pe Bitcoin și pe Ethereum și ce poziție am mai luat. Și în aceste momente sunt pe timeframe de 15 minute și pe 15 minute um, Bitcoin pare că a ieșit din acest burflec, da? cu targetul cu targeturile care sunt următoare 43.800, 44.000 și 44.500 de dolari. O să vedem și după 3 și jumătate când sunt două evenimente economice foarte importante dacă nu o să influențeze și piața bursieră și atunci o să influențeze și piața cripto, dacă o să treacă Bitcoin în jos. Însă Bitcoin arată foarte bine în aceste momente și pare că este gata de un nou val. Da? Pe oră pare că Bitcoin formează un bullfuck, da, pe oră și încă arătăm foarte bine. Și acestea sunt uh, trade-urile mele în acest momente, sunt long și pe Bitcoin și pe Ethereum în aceste uh, momente. Și mergem mai departe, S&P-ul și dacă vreți să tranzacționați și voi aveți linkul în descrierea, în descrierea videoclipului de la Bybit și de la Prime XBT. Mergem mai departe, S&P-ul este la 4580 de dolari în acest moment. O să vedem după 3 și jumătate cum va evolua S&P-ul după aceste două evenimente e -e economice, dacă o să aibă putere să treacă de 4600. Vă spuneam că după 4600 vine 4800 care este all time high-ul pe burse. Mergem mai departe, dominanța iar un reject clar pe daily. Sunt pe 3 zile, dar uitați-vă cum arată luminarea asta pe 3 zile. Dar tot tipul când am luat un reject de la această rezistență de la Rising Wedge a început să scadă de dominanță și altcoinurile și-au făcut de cap. Da? Și aici a început să scadă și aici și în acest momente pare că ne îndreptăm din nou spre suport. Și le vor urca decisiv când dominanța va ieși din acest rising wedge. Dacă când va ieși de aici altcoinurile o să pompeze fantastic. Cred că nu va sparge anul acesta acest rising wedge, dar anul viitor cred că va sparge acest rising wedge după ce Bitcoin își va face show-ul. Și mergem mai departe, mergem pe cânduri. Ethereum pe 15 minute, la fel, ai ieșit din acest bull flag și pare că a început un nou uptrend. Dacă punem un Fibonacci să găsim rezistențele, punem un top și la low, putem vedea că a luat reject cu exactitate de la 0.619 pe Fibonacci, da? Cu exactitate la un dolar, doi acolo, de la 2374 de dolari. Uh, targeturile următoare sunt 2368, 2374, 2381, 2392. După 2392 merge uh, și mai sus. Da, asta este pe un time frame destul de mic. Dar dacă uităm pe uh, 3 zile, Hai să șterg liniile astea, Și dacă mă uit pe daily sau pe chiar 3 zile. Dar încă mai are loc Ethereum de urcare. Și dacă mă uit și pe ETHBTC. ETHBTC. ETHBTC pare că a găsit un subsol local în acest momente pe 4 ore. Stați un moment să șterg și Fibonacci-ul, da, și ieri a avut o zi extrem de bună eth în care uitați ce s-a întâmplat, uf, a urcat foarte mult, da? Și ETH-BTC a ajuns la rezistență pe 4 ore și bineînțeles după o fantastică ar trebui să vedem și câteva lumină roșii. Încă uh, Ethereum, mă mai aștept ca Ethereum să mai pompeze de aici când va sparge decisiv această rezistență pe 4 ore, da? 4 ore și pe daily uitați-vă cum arată și pe daily, ETH BTC încă mai are loc de urcare când va sparge această rezistență. Mergem mai departe și mergem și pe INJ. cu toate că am vorbit de INJ, cred că și ieri îmi place INJ, este hype pe această monedă, este pe narrativa bună pe AI și se vorbește foarte mult de INJ și urcă, da? Dacă vi se pare că vorbesc de prea multe ori despre o monedă, chiar îmi place și că urcă și că este acolo. Da? În 1967 a ieșit pe daily din acest ascending triangle. Targetul final ar trebui să fie undeva spre 27 de dolari, adică de aici o creștere de aproximativ de aproximativ 36 de procente, următorul target ar trebui să fie 22, iar mai apoi 27, știm că INJ când urcă, urcă foarte bine, Da, a urcat de aici din 7.60, a urcat chiar și până în 18 dolari, iar în acest momente pare că este gata de un nou val, merge mai departe și pe Solana, Iată că Solana este la aproape un 10x față de acel 8 dolari, aproape un 10x. Este foarte mult hype pe Solana și pe anumite proiecte care dau și airdrop-uri. următorul plac ar trebui să fie 7, de dolari, iar mai apoi 9, 6, 100. Am mai povestit și despre acest inverse head and shoulders de ceva vreme, da? cu un target uh, care se măsoară în felul următor, din uh, bottom în uh, neckline și se va pune în momentul ieșirii de da, aici. Targetul și din acest inverse head and shoulders ar trebui să fie undeva spre 100-115 dolari. Iată că Solana rămâne un proiect solid și pentru următorul bull market. Cu toate că se blochează blockchain-ul lor, Solana este încă un proiect foarte, foarte important în acest moment și pare că mai are putere să mai împingă de aici volumul apare următoarele targeturi pe Solana se găsesc aici în partea dreaptă merge mai departe și pe Egold Egold este la 50 de dolari în acest moment și pare pare că nu are putere să împingă și mai sus dacă nu pompează pe upbeat. Și în acest momente pe daily ai și din acest triunghi simetric care este un pattern de continuare a trendului și are mai multe șanse să spargă în sus decât să spargă în jos. Și targetul este următorul pe termen scurt este undeva spre 56-57 de dolari. Însă, ce aș urmări pe Egold? Aș urmări zona asta de 50 de dolari. Dacă trece de 50, 51, 52, atunci ar trebui să pompeze spre 65, 70 de dolari. Este într-o zonă importantă, în zona de 0,618 pe Fibonacci, aici Egold. Și atunci, următorul plac ar trebui să fie spre 70 de dolari, dacă va trece de zona asta de 55-5 de dolari. Însă, Egold, BTC în acest momente, Uh, pare că este într-o mișcare laterală. Dar la fel, dacă punem o rezistență și un suport, ar trebui să spargă rezistența asta de aici, ego să mai împingă. Dar pare că nu are putere în acest moment când toată piața cripto urcă, ego facem niște mișcări laterale. Mergem mai departe și pe Polkadot și la fel cum am mai povestit despre Polkadot, Polkadot a plecat puțin mai greu, dar când a plecat a început să pompeze bine. Dar vă spuneam că nu toate proiectele o să performeze la fel, nu toate vor urca 2, 5, 10x în același moment, da? Fiecare își are ritmul uh, ei. Și în acest momente Polkadot este la 6, 5, 7, de când a spart rezistența asta cu galben uh, a început să urce foarte bine, a trecut și de 061 1, pe Fibonacci de 6, 3 dolari. 6, 3 Următorul target ar trebui să fie 7 dolari, 8 dolari, iar mai apoi 10, 60. Da, DOT rămâne încă un proiect foarte bun pentru următorul bull market și îmi place. Și dacă mergem și pe DOT BTC, uitați-vă cum arată DOT BTC, la fel ca și cum arată Ego, numai un pic mai bine. Da. După o oricare, o mișcare laterală și în acest momente pare ca spart rezistența. Dacă pun o rezistență aici, da, putem vedea că a ieșit din acest bull flag. Următorul target ar trebui să fie spre zona de 1500 de, de satoshi și în următoarele zile ar trebui să pompeze și spre zona asta, adică o creștere de 10-15% în comparație cu Bitcoin, ceea ce s-ar putea transpune în 20-30% pe Polkadot. Polkadot încă rămâne un proiect care îmi place pentru următorul bull market. Cam atât a fost pentru astăzi, vă doresc un weekend fain. Pe data viitoare.